Astăzi, hunedoreanul Cosmin Nicula, vicepreședinte al Curții de Conturi din România, și-a lansat acasă, la Hunedoara, volumul Hunedoara Tărâm Binecuvântat. Primul dintr-o serie de 3 albume fotografice a apărut recent la editura Monitorului Oficial. Evenimentul s-a desfășurat în sala Palatului Bethlen din Castelul Corvinilor, în prezența a sute de invitați, personalități publice și politice. Albumul fotografic apărut la editura Monitorului Oficial, sub semnătura lui Vasile Cosmin Nicula, oferă un spectacol în imagini al unuia dintre cele mai frumoase și încărcate de istorie județe ale țării, Hunedoara. Despre volum, numai cuvinte de apreciere atât pentru proiect, cât și pentru calitatea volumului fotografic. Cred că județul Hunedoara este foarte, foarte bine cunoscut în țară și numai în țară și peste hotare. Dar această carte scoasă de Cosmin Nicula, autorul acestei cărți, vine să arate și mai mult celor care vizitează județul Hunedoara și numai și cetățenilor din județul Hunedoara toate frumusețile acestor locuri. Așa cum scria și în carte, avem un județ binecuvântat de Dumnezeu, un județ cu lucruri deosebite și este bine ca în această carte tot ce a fost să rămână să dăinuie peste ani, în așa fel încât copiii, nepoții și străinepoții, tot ce or fi ai noștri, să aibă de unde să documenteze despre frumusețea acestor locuri. Este o carte de vizită pentru județ și este o carte de vizită făcută din scrisă, expusă din suflet de către Cosmin. Eu cunosc povestea de la început, când încă nici nu se punea problema editării a unui volum. Și am spus, da, e foarte bună ideea pe care o ai și, sincer, vorbeam cu doamna de la Monitor Oficial, noi am scos și noi niște cărți, niște albume cu drumul Corvinilor, cred că ați văzut acea expoziție istorică de la intrarea din Hunedoara și am expus-o și sub forma unui volum, cu istoria de 100 de ani a echipei Corvinul-Hunedoara, dar grafica prezentată în acest volum este peste ceea ce ne-am putut noi imagina. Ceea ce se întâmplă astăzi aici este un prim demers, este practic prima inițiativă culturală post-restaurarea spațiului și este o lansare de carte care ne face extrem de mândri și care vine ca o reluare a activității de publicare aici la Castelul Corvinilor după revista Corvinilor care a apărut anul trecut. De ce Hunedoara Tărâm Binecuvântat? Pentru că aici s-au născut străbunicii mei, bunicii mei, părinții mei, eu, copiii mei și sper că tot aici se vor naște și nepoții și strănepoții mei. Având atâtea obiective turistice, diversitatea lor cred că cuprinde absolut tot ce trebuie să cuprindă un județ binecuvântat, de la relieful pe care îl avem, obiectivele religioase, unele dintre cele mai vechi din România, culturale, medievale și nu în ultimul rând cetățile dacice de la Sarmizegetuza, capitala Daciei, întemeitoarea poporului român, se află aici la noi. Suntem binecuvântați pentru așa ceva. Volumul cuprinde 29 de obiective turistice, istorice, culturale și religioase în 326 de imagini de suflet, care, prin calitatea reproducerii, au darul de a te transpune în acele locuri. La finalul evenimentului, autorul a dat autografe și a stat de vorbă cu invitații.